Da, nici încălzirea asta acum în februarie nu înțeleg de unde vine. Hai să mergem, că s-ar putea să ai dreptate. Și Arie bine ne transmite din spate. Teto, încotro. Pe unde te ducem? Unde e casa ta? Stânga sau dreapta? Stânga. Stânga să fie. Bine că am scăpat de el. Tu ce mă pun cu te unde? Acum tot înainte? Da. Așa. E bine pe aici. Nu zici nimic? Tetu, mai avem mult. Ce se întâmplă? Eu opresc aici. Eu nu mai merg. Mai mult de atât. Mi-e suficient. Putem să-l dăm jos aici. Așa. Încânt. Așa, încânt. Jos toată lumea. Am ajuns la destinație, Teto. N-am încredere în locul ăsta. E ca în strani. Ești sigur, tati? Hei, tati! Unde-i dispărut? Tati! Tati! Aici sunt. Ce tot strigi? Gata. Am luat-o pe Harry. Cum scăpăm de el? Încă e cu fetele. Repede, dă-l jos. Deja mi-e simpatic, eu înțeleg ce tot zici să scăpăm de el. Poate îl putem adopta. Nici gând, ai nebunit. Scăpăm de el și gata, repede acasă. Și de data asta poate reușim să-i facem o poză, să-l arătăm autorităților. Mai repede, mai repede. Uite ce lucruri sunt aici. Oare de ce ne-a adus aici? Un fel de case părăsite și acolo o fântână mare care seamănă cu un portal. Să ne apropiem înainte să iasă fetele din mașină. Da, da, du-te tu că eu mă ocup de fete. Coborâți și tu, Teto, hai. Gata, am ajuns. Hai, Mara, hai, jos. A durat ceva până am ajuns. Cred și eu. Voi pe partea cealaltă. Am ajuns. Hai, Teto. Pe Briana o scot pe aici. Hai, Bri, hai. Imediat vin. În brațe la tati. Hop, așa. Gata. Închidem mașina. Și de aici. Unde? Unde vrei, Teto, să ajungem? Ia zi-mi. Mergem la familia mea. Veniți, veniți. Da, acum venim. Mulțumesc, Mara, că mi-ai luat-o pe Ari. Acolo e? Hai că vin și eu. Cu toate că ar trebui să plecăm acasă. Voi, fetelor? Voi, fetelor? Ce ziceți? Tati, vin ajutor, te vedem familia lui Teto. Da, vin. Dar ce e acolo în față? Zici că e un portal. Nu pare decât o groapă de gunoi. N-are cum să fie casa lui Teto aici. De aici am venit. Nu pot să plec acum, nu sunt părinții mei aici. Ce se întâmplă? Ce se vede? Mami, vino mai repede. Lasă-l să se ducă, așa scăpăm de el. Hai, hai să mergem. Vin cu voi, mergem să-i căutăm. Păi, are rost? Du-te tu singur, că te descurci. Nu mă descurc în lumea voastră fără cineva lângă mine. Să înțeleg că ești un fel de pui de extraterestru? Un copil? Da, sunt un copil. Am numai 2 trilioane de ani. 2 trilioane? Trebuia să înveți să te descurci până la vârsta asta. Nu prea înțeleg. Noi n-avem nici măcar 40. Da, anii voștri nu sunt ca anii noștri.
Mami, hai, vino! Mi-e milă de el, dar n-am ce să-i fac. Se descurcă. Nu pot să-l las aici. Hai, Teto, dă mânuța. Bine, mami, ia-l. Hai să-l ducem acasă. Cum faceți voi de capul vostru? O să intrați voi în bucluc. Văd ceva acolo. Ok, să mergem. Dacă ție ți se pare ceva cunoscut, ceva familiar... Vezi eu după Teto. Fetelor, stați! Poate fi periculos! Nu știți ce fel de substanțe sunt acelea! Hai, fetelor, în vârf! Am ajuns! Haideți de aici! Teto, luat-o înainte! Pare sare! Nu! Vrei pe acolo! Cristale! Diamante! Poate vin de pe altă planetă! E bine dacă te lăsăm aici. Ce zici? Încă nu. Wow, aici e casa ta? Ce opere de artă. Zici că sunt din altă dimensiune. Ce e aici? Vezi cât e de frumos? E frumos, e perfect. Teto, dacă e casa ta aici, rămâi cu bine. Plecăm. Așteaptă. Cum? Eu zic că fabulezi, mami. Hai. Succes, rămâi tu cu el. Teto, tu pe unde te duci acasă? Sau unde e acasă pentru tine? Nu poate fi aici. Ești sub cerul liber. Te plouă, te ninge, te arde soarele. Acolo e. Cum să fie acolo? E desenul unui oraș? Sau al unei planete? Nu. Natură, poate. Eu merg pe fluturaș. E un circuit intergalactic al navei mamă. Rămâneți aici. Trebuie să caut pe cineva. Să rămânem aici? Dacă zici tu, dar nu mai mult de 10 minute... Tutorajul mă duce acasă. Haideți, fetelor. Poate scapă mami de ea. Urcați toate în mașină. Vă securizez. Nu mai iese nimeni. Bine că Aria a dormit în scaunel. Mai repede. Mami se descurcă. Oare e bine că am lăsat-o acolo? Voi ce părere aveți, fetelor? Tati, eu zic că nu ai procedat corect. Mai vine o dată. Unde mi-e Zora? Ora, fratele și tot neamul. Totul merge conform planului. Conform planului? Ai întârziat și mai ești un împiedicat. Vrei să-mi dezlănțui toată furia pe tine? De ce ne-ai dus la portal? I-am dus, dar nu erai acolo. Și potolește-te! Ce ai? Deficit de atenție? Ce tot te joci? Sunt un extraterestru mic. Ce vrei să fac? Să-ți termin misiunea! Păi mi-am terminat-o și am ajuns aici. Ocupă-te tu de ei! Păi asta era treaba ta! În ce sens nu am procedat corect? Că am scăpat de extraterestrul acela, nici să nu-l mai văd! Nu, tati, cu mami nu ai procedat corect! Ai lăsat-o singură cu Teto! Vreau și eu cu Teto! E prietenul meu! Da, Bri, dar acel extraterestru pare rău! Poate nu e rău, poate așa sunt obiceiurile la el. Da, da, și poate fi periculos. Eu nu vreau să am de-a face cu așa ceva. Mă și doare capul. Hai, mai vine mami odată. Oricum, nu vreau să le fac rău. Să le fac rău? Cine a zis că vreau să le fac rău? Eu vreau doar să îi îmbunătățesc.
să-i îmbunătățesc? Mie mi s-a părut superior. Nu prea ai ce îmbunătăți. Așa crezi tu? Înseamnă că nu ai studiat îndeajuns. Trebuie să mergi înapoi. Să mai stai cu ei. Să vezi de ce sunt în stare. Normal că te aduci aminte. A fost aseară, tati. Ce să-i fac? Tati, trebuie să mă crezi pe cuvânt. Și mami a văzut, și Mara a văzut. Bun, eu repar. El a venit să ne ajute. Ne-a oferit profesori. Îmi poți scrie tu un eseu de 800 de cuvinte despre această carte? Mara, ce spui tu, e trișat. Eu pot doar să te îndrum. Hai, să trecem la treabă. E bine și așa. Bună ziua, sunt domnișoara Cosinus. Poftim? Ce profesori? Au fost oameni în casa noastră? Păi da, tu nu știai? La mine a fost profesorul Călimară, care m-a ajutat la literatură. Iar la mine a fost domnișoara Cosinus. M-a ajutat cum să înțeleg tabla înmulțirii. Nu au încercat să-ți facă rău, să te ducă la zoo sau să te predea la autoritățile lor? Nu, sunt foarte drăguț. Au avut grijă de mine. Am dormit în pat cu ei. Ai dormit? Păi asta ți-a consumat toată energia. Știi bine că noi nu trebuie să dormim ca să fim în formă. Iau de acolo și adu-o acasă. Păi ea nu vrea să se despartă de extraterestrul acela mititel. Ce tare drăgălaș. Da, ce să zic, v-a păcălit cu drăgălășenia lui. Are el ceva în plan. Cum a apărut în casa noastră? Pur și simplu? Ia povestiți-mi. Păi da, eu îmi scriam temele, doar știi, noaptea aceea, cu zgomotele ciudate și luminile intermitente. Ah, când m-ai chemat să schimb lampa că era defectă? Parcă mi-aduc aminte. Domnul Călimară? Domnișoara Cosinus? Dar nu așa-i cheamă pe profesorii voștri. Cine a intrat la noi în casă? Niște profesori virtuali, animați. Chiar ne-au ajutat. Eu credeam că sunt hologramele voastre. Ați făcut voi o magie cu inteligența artificială. Teo, încă nu suntem așa de avansați. Dar ce mă sperie pe mine și mai mult este că în toată treaba asta s-ar putea să fie implicată cel extraterestru. Ce ziceți? Mă duc să aduc pe mami? Sau vă duceți voi? Tati, poate asta vrea să ne învețe extraterestrul. Să lucrăm mai bine cu inteligența artificială. Care vine de pe altă planetă. Tare mi-aș dori să lucrez mai repede temele și să ies la joacă numai decât. Cu Teto. Gata cu Teto, fugiți după mama. Ce face acolo singură? Teto, de ce m-ai pus să aștept aici? Oare unde umbli? Eu am încredere în tine. Dar dacă nu ajungi în 10 minute cum ai promis, înseamnă că tati are dreptate și trebuie să plec fără tine. Bine, fugi înapoi și mai studiază. Nu ți-ai terminat toată misiunea. Nu ai îndeplinit toate task-urile. Mergi. Și ce să le zic? Zile ce le place oamenilor să audă. Că nu ți-ai găsit familia și nu te descurci singur. Nu te descurci singur. Bine, bine, plec. Pa, pa, familie. Am venit. Eu te-am ascultat și te-am așteptat aici. Foarte interesant cum ai zburat tu cu fluturile acelea. Ți-ai găsit familia? Nu! Nu era nimeni aici. Va trebui să mă luați acasă. Eu sunt de acord. Nu știu ce părere va avea tati. Hai, să vedem. Mami, tati vrea să mergem. Haideți, a pornit mașina. Bine că te-am găsit. Încă ești aici. Hai, mami, odată să mergem. Mergem acum! Stați să-l iau pe Teto! Pe Teto? Tati, nu cred că o să fie de acord. O fi, eu îl iau acasă. Nu-l pot lăsa aici.
Vouă nu v-ar fi frică să rămâneți singuri așa, între ruine? Da, dar el este un extraterestru, se descurcă. Și nu prea pare foarte prietenos. Și mai ales dacă ai aflat ce zice tati despre el. Te-ai răzgândi. Șt, voi nu vedeți că e aici? Cum puteți vorbi așa? Teto! Teto, nu înțelegi toate cuvintele. Stai liniștit, totul e bine. Mergem acasă. E acasă, la voi, da? La noi, da, să mergem. Fetelor, luați-l de mână și la mașină. Și Ari vor fi încântate că l-aducem acasă. Gata, am ajuns. Mulțumită, mami. Asta-ți doreai? Copii, mergeți în curte la joacă. Eu am de purtat o discuție cu tati. Veniți repede, nu stați foarte mult. Gata, au ieșit copiii. Acum spune-mi, de ce ai făcut asta? De ce l-ai adus înapoi pe Teto? Abia scăpasem de el. Eu n-am nevoie de probleme. Tati, eu nu cred că sunt probleme. E atât de mic și neajutorat. Mi s-a făcut milă de el. Gândește-te, dacă s-ar fi pierdut un copil de al nostru și în loc să fie ajutat, cineva l-ar fi lăsat pe un câmp, anapoda. Foarte bine spus, mami. Un copil. Ăsta e un extraterestru. Asta nu trebuie să-l ții aici. Trebuie să-l ducem repede afară din casă. O fi el extraterestru, da, e mic. A zis că are doar 2 bilioane de ani. Da, și tu ai încredere în el? Eu nu prea, sincer. Cine știe ce are el în cap? Sau în mâini, sau în burtică. Cine știe unde stă la el partea gânditoare? Exact, că bine zici. Și voi, cei care ne urmăriți, vreți să-l păstrăm pe Teto? Să rămână în casa noastră? Scrieți-ne în comentarii. Eu zic să ne dați un mare like, toți cei care vreți să-l păstrăm pe Teto. Voi trebuie să mă convingeți să-l păstrăm pe Teto prin numărul vostru de like-uri. Cu cât sunt mai multe like-uri, cu atât mai tare mă veți convinge să rămână la noi. Și să-l educăm, că nu prea e educat. E educat în felul lui. Sigur a primit el o educație pe planeta, galaxia sau spațiul de unde vine el. Exact, mami. Noi nu știm nimic despre el și tu vrei să-l păstrăm. Voi vreți să-l păstrăm? Trebuie păstrat. Poate el ne învață pe noi lucruri din afara galaxiei care să ne ajute pe viitor. Tu nu ai de unde știi. Lumea evoluează cu pași foarte repezi și poate chiar de el avem nevoie. Poate ai dreptate. Mai bine ar fi să-l supraveghem. Așa că vino, vino după mine. M-am schimbat, mi-era prea cald. Ce soare e! O să amețesc! Fetele, unde se schimbă? Nu sunt hotărâte cu ce să se îmbrace. Vor să se îmbrace în costume de baie. Iar tu, Teto, ce faci acolo? Vehicul de transport. Ție nu ți-e cald? Mara are dreptate. E atât de cald și eu sunt cu geaca pe mine. Mă duc și eu să mă schimb. Teto, ai grijă ce faci! N-ai inteligent pentru mine! Teto, uite câte jucării inteligente aici! Ce bine e așa! Mara, dă-te jos! Tu ești mare! Lasă-l și pe Teto să experimenteze! Nu, că după aia vor și Teo și Bri! Să profităm acum cât ele se îmbracă de piscină, pentru că apoi le trimit înapoi, că nu e adecvat totuși. Ba da, e adecvat. E foarte cald. Da, dar nu avem piscină.
Lasă că o aduce tati de la Bacău. Sau ne ducem noi la piscină. Da, da, nu știm dacă Teto e rezistent la apă. Așa că, hai, fă-i cunoștință cu jucăriile tale. Vino, Teto, să-ți arăt. Teto, fă cunoștință cu Nine Botul meu. Bună, eu sunt Teto. Tu cine ești? Teto, el nu are viață. Dar e inteligent, ca și mine. Urcă-te pe el. Hai, hai. Trebuie să ai curaj, urcă. Du-mi zbor. Ah, ai reușit. Bravo, Teto. Hai, Teto, bravo, Teto. Pare că ești obișnuit cu el. Zboară, de ce nu zbori? Să zboare? La noi, plăcile astea zboară. Cum să zboare? De fapt, de unde vii tu, cine știe ce mai zboară? Poate și porcul zboară, că la noi se zboară la paștele cailor. Hai, lăsați joaca. Nu vă e foame? Ție, extraterestrule, nu ți-e foame? Tu ce mănânci? Eu sunt energie pură, mă pot răni cu orice. Poate mănâncă mâncare de oameni. Dacă voi mâncați mâncare, mănânc și eu mâncare. Eu mai termin prin curte. Vedeți-vă de treabă. Poate să te ajute și Teto prin curte. Știe el să mă ajute? Învăț orice și învăț repede. Așa, Teto, vezi? Și la tine se tund plantele? Sau doar la noi? Hai, zine, dă-ne un răspuns. La noi totul e făcut din energie. Poate că mami are dreptate. Avem de învățat de la tine. Dar încă mă gândesc dacă să te păstrăm. Că până una alta ne trebuie energie pură să ne facem treburile. Oamenii ăștia se comportă frumos cu mine. Oare să ridic adevărul? Spre exemplu, l-aș ajuta cu gunoiul ăsta. Hei, priviți, la noi e mai simplu. Și am făcut curat. Wow! Cum ai făcut asta, Teto? Așa ceva este ireal. Wow! Păi unde ai fost până acum? De ce n-ai venit mai devreme? Am o grămadă de treabă cu tine. Știi magia, așa-i? Teto! Poți să duci și copacul ăsta așa? Pentru că eu trebuie să mă chinui. Nu, nu, nici gând. Acel copac nu se tunde. Lasă-l așa, să nu te atingi de el. Eu nu fac nimic rău. Totul e energie. Nimic nu se pierde, nimic nu se consumă. Totul se transformă în energie! Bine, tati, am fugit de lângă copac. Dar am alte idei pentru Teto. Și eu aș avea niște idei. Dar mie să nu se simtă folosit. Haideți să-l lăsăm mai ușurel. Nu chiar din prima.